am ieșit un pic, l-am făcut piața la Lidl și am zis să stăm și noi pe aici. Între blocuri e o băncuță și verdeață. Să stăm un pic, fetița. Da. Da. Mama. O frumusețe. Place? Îi place? Da. Simte bine? Râde. Poate și doarme. E prima oară ei, dragă, nu-ți dai seama. Poate ar fi și o primă noapte cât doarme. Așa, 8 ori, sănătos. Ce râde. Hățămănică mică. Sunt șed la însu, nu plic să mă cadă. Da, să ține, ai văzut? Aolea. A, mama, mama. Bubu. O mete. Ai c***. A mama? I-a plăcut! Bună, fetelor! Azi este 17 mai. Știți că nu mai suntem în stare de urgență, suntem în stare de alertă. Și mergem și noi pe deal, pe Ruda, să facem un grătare. Da. Și e și tata, adică e și tati, dar ia apă de la o fântână, să avem apă rece. Da, mama. Și am zis că dacă tot e duminică și e frumos afară, să ieșim cu Irina la pădure. Tati! E acolo. Bun. Vă filmez mai încolo. Găsi și noi un loc aici. Pentru un grătare. Pe Irina am pus-o un pic în cărucior. Mama! Și aici e numai deal și pădure. Abia am găsit un loc, vreau să vă spun. A ieșit lumea ca lumea. Și o să ne apucăm de grătar. Era aici un loc de grătar, dar noi nu avem așa mare de făcut. Și am făcut aici, să facem aici, micuț. În asta avem carnea, avem niște mici și niște pulpe de pui. Aici păturica și aici Pirina. Și tati s-a dus în pădure să mai ia lemnișoare, crenguțe sau ce găsește el. Da, păpu! Tati a prins focul. Bravo! Pom! Scăpa jucăria? Uleu, ai scăpa jucăria, mama! Mama, un pic. Ia.
Am culcat-o pe Irina. Am pus-o așa pe parte. Tata e acolo la carne. Deja carnea începe să aibă culoare. Acolo e păturica. Și noi suntem la umbră. Stăm un pic, că eu stau aici în spate în mașină. Și Irina doarme. Să vedem cât o ține. O dor dinții și nu prea doarme prea mult. Unde ai fost un apel disperat al unor români blocați în Sicilia din cauza pandemiei. Au cerut ajutorul statului român, dar am pregătit și culetul pentru câștigătoare. Vreau să vi-l arăt și sper ca mâine să vină curierul să-l ia, să-l pot trimite. Vor mai fi și alte concursuri. Aici o las așa că nu vreau să se vadă unde stă. Vor mai fi și alte concursuri, cum spuneam. Așa că fiți pe aproape. Într-adevăr mi-a spus că fata nu avea abonările puse pe public, dar am luat legătura cu ea și mi-a arătat că într-adevăr mă urmărește și pe Instagram. Deci e una din singurele persoane care mă urmăresc și pe Instagram. Aici vreau să vă arăt că am și călcat, de-aia să vedem romanul cu rufe în spate. Așa că am decis să îi dau premiul. Data viitoare sper ca toți care concurează să aibă abonările pe public, nu vreau să facă niciun fel de confuzie și chiar nu o cunosc. Să vă spun, județul, ea stă în Galați, eu stau în Prahova, ca să știți. N-am cunoscut-o. Am luat legătură cu ea pentru că a câștigat. Am luat legătura și din cauza asta. Irina e pe aici, așa că mai am treabă prin casă. Vă las și ne mai auzim. Bubulica, hai leac până la mine. Nu mai fi așa. Hai tu leac până la mine, tu iubita tu. Hai că-ți dau de papă bun. A, vrei, papa, vrei? Ai tu, frumuseți, care ești frumos. Vino la tata. Vedem că vii la cărpă aia, măi. Veni cât ții mai mult la pătura aia decât la mine. Hai, vino încă. Ia uite. Ce te gândești? Ia zi. Te-a văzut? Mă vezi? Vezi părmuța asta? Stai tu, aștept să duc, după aia mănâncă. Mi-a văzut flap. Bubu! Tu! Te-am prins!